Comuna Rus este situată în partea nord-estică a județului Sălaj, pe Valea Someșului, la o distanță de 34 de km de orașul Dej, 60 de km de orașul Baia Mare și 70 de km de orașul Zalău. Aici găsim pe una dintre terasele din dreapta Someșului Mănăstirea Sfânta Maria, a cărei construcție a început în anul 1997. Cât privește personalul mănăstirii, cu regret spus, avem un personal redus. La început am fost 3 persoane. Eu, o soră de părința mea, călugăriță, maica Teofilia, la care apoi s-a alăturat cu multă abnegație maica actuală, stareța de astăzi, maica Terheș, Maria Magdalena, căreia preasfințitul în urmă cu 3-4 ani i-a încredințat postul de stareță pe care și îl menține și îl respectă și îl duce la îndeplinire cu mult drag, cu multă cinste și cu multă abnegație. Deci, acum suntem 2 persoane, pentru că prima persoană de care am amintit în postul mare acesta, în 26 martie, se vor împlini 2 ani de când a trecut la cele veșnice, fiind mai în vârstă, peste 82 de ani, și așezat aici, lângă pădure, unde am delimitat un loc frumos pentru cimitir, l-am conjurat cu brăduți care peste câțiva ani vor face umbră celor care vor odihni sub glia acestui cimitir. Noi am început 2 persoane, deci 2 maici și părintele duhovnic. Dumnezeu s-o iarte, de 2 ani de zile a decedat și am rămas singură, însă pe parcurs au mai venit fete care au mai fost și la alte mănăstiri, dar nu prea stau pentru că la noi este de lucru. Început de șantier și a fost greu. Când or fi toate gata, poate că să vină. Ne mai ajută vecinii din jur, chiar și cu mâncare, de la Șimișna, de la Dăbuceni, de la Rus, de la Gâlgău, de mai multe părți. Dar e greu așa când trebuie să fii și cu muncitorii, să faci și mâncare, trebuie să ne băgăm o bucătăreasă așa din sat, dintre mireni. Noi așteptăm și vrem cu drag să vină fete, să vină fete din lume, că așa este mai bine, ca să vină, să rămână în urma noastră ceva, cineva să le moștenească ăstea, sunt aproape gata. În ciuda acestui lucru, Mănăstirea Sfânta Maria din Rus reprezintă un reper pentru mii de credincioși din toată Transilvania, care vin aici pentru a se ruga și a primi alinare.